O dramă cutremurătoare a avut loc în comuna Mălini, când un bărbat în vârstă de 44 de ani și-a pierdut viața într-un accident tragic. Incidentul s-a petrecut în timp ce bărbatul conducea un tractor, trăgând o căruță încărcată cu lână. Joi seara, în jurul orei 20:45, polițiștii de la secția rurală Mălini au primit un apel de urgență prin numărul 112, semnalând că un tractor s-a răsturnat în comuna Mălini și că un bărbat este prins sub vehicul. Echipajele medicale au sosit la fața locului înaintea poliției și au confirmat tragicul deznodământ al evenimentului. Bărbatul a decedat în urma accidentului. Investigațiile inițiale arată că bărbatul se întorcea de la stâna socrului său, unde încărcase o căruță cu lână, iar aceasta era tractată de un tractor. Nefericitul accident a avut loc pe un drum agricol neclasificat, pe o pantă abruptă. Din motive încă necunoscute, bărbatul a pierdut controlul asupra tractorului, care s-a răsturnat prinzându-l sub el. În urma tragediei, polițiștii au deschis un dosar penal de ucidere din culpă și au dispus efectuarea necropsiei asupra cadavrului, în conformitate cu procedurile legale.